De ploi au fost lovite raioanele Basarabeasca, Ialoveni, Ștefan Vodă, Anenii Noi, Strășeni, Căușeni, dar și municipiul Chișinău. Potrivit IGSU, salvatorii au intervenit cu tehnică specială și motopompe și au efectuat lucrări de defrișare a arborilor căzuți în urma vântului puternic. Angajații inspectoratului au săpat canale de scurgere a apelor pluviale pentru prevenirea subinundării anumitor zone care se aflau în pericol. În orașul Căușeni, pompierii au fost solicitați pentru evacuarea nămolului și apei din gospodării de pe străzile Băcii, Tighina, dar și din localitatea Copanca. De intervenția specialiștilor a fost nevoie și în localitatea Rusești Noi, Ialoveni, dar și pe mai multe adrese din orașul Anenii Noi. Pentru prevenirea inundațiilor, angajații IGSU au efectuat lucrări de pompare și în orașele Durlești și Codru din municipiul Chișinău. În total, pentru eliberarea gospodăriilor de apă, salvatorii au intervenit în 33 de situații de risc.